Bună copii, vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Devotata Rut. Textul de memorat îl găsim în Rut, capitolul 1 cu versetul 16. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Săptămâna trecută am învățat despre Samson. Istoria lui este una tristă, pentru că, deși părinții lui l-au iubit și l-au învățat să asculte de Dumnezeu, Samson și-a distrus viața din cauza că și-a ales prietenii nepotriviți. Săptămâna aceasta vom învăța istoria fericită a lui Rut și a modului în care ea a ales să-l iubească și să-l asculte pe Dumnezeu, deși părinții ei nu îl cunoscuseră pe Dumnezeu. Haide să o luăm cu începutul. Un bărbat pe nume Elimelec, împreună cu soția lui Naomi și cu cei doi băieți ai lor, Mahlon și Chilion, erau niște izraeliți care locuiau în cetatea Betleem. Povestea noastră începe pe vremea când era o mare foamete în zona în care locuiau Elimelec și familia lui. Știi tu ce este o foamete? Când oamenii nu mai au ce să mănânce, când nu există suficientă hrană, spunem că este foamete. Bineînțeles că oamenilor le este foarte foame. Uneori, foametea e cauzată de secetă, adică fiindcă nu plouă, sau e cauzată de un război. Dar în povestirea noastră nu se spune de ce apăruse această foamete. Mulți israeliți sufereau de foame. Elimelec, Naomi și cei doi băieți ai lor nu aveau nici ei ce mânca și tare le mai era foame. Așa că au decis să plece departe într-un loc numit Moab, unde se găsea destulă mâncare. Dar acolo ceva foarte rău s-a întâmplat. Cât de triști au fost Naomi și băieții când a murit Elimelec, dar au rămas în Moab. Timpul a trecut și Mahlon și Chilion s-au căsătorit cu fete moabite. Pe una o chema Rut, pe cealaltă Orpa. Cam după 10 ani de când Naomi și familia ei s-au mutat la Moab, s-a întâmplat altă tragedie. Amândoi fiii lui Naomi au murit. Vai, ce tristețe a cuprins-o! Acum nu mai avea nici soț, nici copii. Naomi stătea și se întreba ce să facă în continuare, așa că stând ea și gândindu-se, a aflat că în Betleem, acolo unde locuise înainte cu soțul și familia ei, se găsea din nou mâncare. Așa că s-a hotărât să plece din Moab și să se întoarcă acasă. Cele două nurori ale ei, Rut și Orpa, s-au decis să meargă cu ea. Dar după ce au parcurs o parte din drum, Naomi s-a oprit și a stat puțin de vorbă cu ele. Ea le-a cerut să se întoarcă înapoi la poporul lor. Și Rut și Orpa o iubeau foarte mult pe Naomi și niciuna nu voia să o lase singură. Când Naomi și-a luat la revedere de la ele, amândouă au început să plângă spunând: "Noi venim cu tine!" Dar Naomi a tot insistat să se întoarcă acasă la ele. Într-un final, deși plângând și mai tare, Orpa s-a întors și a pornit spre Moab. Dar Rut a refuzat să o lase singură pe Naomi. Ea învățase să o iubească nu doar pe Naomi, ci să-l iubească și pe Dumnezeul lui Naomi. A implorat-o să o lase să o însoțească la Betleem și să locuiască împreună. Ce a zis Rut? Haideți să vedem ce găsim scris în versetul 16. Rut a răspuns: "Nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu." Sigur că, până la urmă, Naomi a lăsat-o pe Rut să vină cu ea la Betleem și împreună au parcurs drumul până în cetatea în care locuise Naomi înainte. Când Naomi și Rut au ajuns în sfârșit la Betleem, mulți oameni au ieșit să le întâmpine. Erau surprinși și bucuroși să o revadă pe Naomi, dar Naomi nu era bucuroasă. Cu multă tristețe, le-a spus prietenilor ei ce se întâmplase cu familia ei cât stătuse în Moab. Naomi nu știa că Dumnezeu
deja plănuise o modalitate să o ajute. Imediat după ce s-au instalat acasă, Ruth s-a oferit să meargă să muncească pentru ca ea și Naomi să aibă ce mânca. Era perioada în care se secera orsul, iar săracilor li se dădea voie să adune spicele lăsate în urmă de lucrători. Așa că Ruth a găsit un lan mare de ors, a cerut voie să adune spicele scăpate de muncitori, iar bărbatul care se ocupa de acel câmp a fost de acord. La început, Ruth n-a știut că pământul unde se dusese ea să adune ors îi aparținea unui bărbat pe nume Boaz, care era rudă cu soțul lui Naomi. Boaz era un om bogat, care îl iubea pe Dumnezeu și asculta de el. De asemenea, Boaz se purta frumos cu servitorii lui, cu săracii și cu străinii. El respecta o lege pe care Dumnezeu o dăduse israeliților cu foarte mulți ani în urmă. Oare Dumnezeu vrea ca și noi să fim amabili cu oamenii săraci și cu străinii sau cu imigranții, cum li se mai spune acum? Ruth strângea orz într-un câmp care îi aparținea lui Boaz, una dintre rudele lui Naomi. Înainte de prânz, Boaz a venit să-și vadă secerătorii. Cum a salutat el? Haideți să vedem versetul 4 din capitolul 2. Domnul să fie cu voi! Ce frumos salut! Uitându-se încoace și încolo, Boaz a dat cu ochii de Ruth. Nu o mai văzuse niciodată, așa că a întrebat cine e. Slujitorii i-au explicat că e nora lui Naomi, care tocmai se întorsese din Moab. Boaz a stat și a ascultat pe servitor povestindu-i cât de mult muncise Ruth cu toată dimineața. Boaz s-a decis să meargă să discute cu ea. Ce i-a spus el? Ascultă, fiică, să nu te duci să culegi spice în alt ogor. Să nu te depărtezi de aici și rămâi cu slujnicele mele. Amabil, Boaz i-a spus că poate sta și munci pe câmpul lui până se termină secerișul și a adăugat că atunci când este sete, poate bea din apa scoasă din fântână de lucrătorii lui. Atunci, Ruth l-a întrebat pe Boaz, cum se face că m-ai observat și îmi porți de grijă mie, care nu sunt decât o străină? Ce a spus Boaz? Versetele 11. Mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacra ta, de la moartea bărbatului tău și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te-ai născut ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoști mai înainte. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Apoi, ce le-a spus Boaz secerătorilor să-i se facă pentru Ruth? Și chiar voi să scoateți din snop câteva spice, să lăsați să culeacă spice și să nu o înfruntați. Cât de bucuroasă trebuie să fi fost Ruth când s-a întors acasă în acea seară cam cu 15 kg de ors și a povestit lui Naomi tot ce se întâmplase. S-a bucurat și Naomi. Dumnezeu chiar se îngrijea de ele. Ruth a continuat să lucreze pe câmpiile lui Boaz până când s-a terminat secerișul. Crezi că Dumnezeu se bucura că Boaz se purta atât de frumos cu Naomi și cu Ruth? Într-o zi, spre finalul secerișului, Naomi i-a împărtășit lui Ruth o idee ce-i venise. Naomi i-a explicat lui Ruth că și-ar dori ca ea să se căsătorească cu un alt bărbat care să aibă grijă de ea. Naomi știa că legea spunea că o rudă apropiată se putea căsători cu Ruth și în același timp putea răscumpăra proprietățile pe care le avusese Elimelec, soțul lui Naomi, plan de răscumpărare se numea acesta. Naomi știa că Boaz era ruda apropiată, așa că a rugat-o pe Ruth să meargă și să discute cu el chiar în acea seară. Ruth a ascultat de soacra ei, s-a spălat și s-a îmbrăcat cu cele mai bune haine ale ei. Apoi, când a venit seara, s-a dus acolo unde Boaz și slujitorii lui trăierau. Răbdătoare, a așteptat până s-a făcut seară. Apoi, ce a spus ea lui Boaz? Capitolul 3 cu versetul 9. Eu sunt Ruth, slujnica ta. Întinde-ți poala hainei peste slujnica ta, căci ai drept de răscumpărare.
Boaz și-a dat seama că Rut îl roagă să aibă grijă de ea, pentru că el era rudă apropiată lui Elimelec și în același timp putea să cumpere înapoi, adică să răscumpere pământul care era al lui Naomi. Boaz știa că acesta era planul făcut de Dumnezeu prin care se îngrijea de femeile rămase văduve, adică cele cărora le murise soțul. Ce i-a spus Boaz lui Rut? Acum, fiică, nu te teme, îți vei face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Este adevărat că am drept de răscumpărare, dar este o altă rudă mai aproape decât mine. Boaz i-a spus lui Rut că se bucură să aibă grijă de ea, dar că există un bărbat care era o rudă și mai apropiată de Elimelec. Boaz trebuia ca mai întâi să vorbească cu el. Când s-a întors acasă, Rut era dimineața. I-a povestit lui Naomi tot ce-i spusese Boaz și a arătat tot orzul pe care îl dăduse. Naomi i-a spus să nu-și facă griji, pentru că Boaz va rezolva repede situația. Așa că Rut aștepta răbdătoare să vadă ce urma să se întâmple. Chiar în acea dimineață, Boaz s-a dus la poarta cetății ca să găsească cealaltă rudă. Când l-a găsit pe bărbatul căutat, a adunat 10 oameni care să fie martori la ce aveau să discute ei doi. Când Boaz l-a întrebat pe bărbat dacă voia să răscumpere pământul lui Naomi, acesta a răspuns că îl răscumpără. Dar Boaz i-a precizat că acela care răscumpără pământul trebuie și să o ia în căsătorie pe Rut. Dar celălalt bărbat nu voia să se căsătorească cu Rut, așa că i-a sugerat lui Boaz să răscumpere el pământul și să se căsătorească cu Rut. Apoi, în auzul tuturor oamenilor de la poarta cetății, Boaz a spus că va răscumpăra proprietățile lui Naomi și se va căsători cu Rut. Cei care l-au auzit s-au bucurat și i-au urat multă fericire împreună cu Rut. Așadar, Boaz s-a căsătorit cu Rut și a fost foarte fericiți împreună. La scurt timp, a avut un băiat căruia i-a pus numele Obed. Când Naomi l-a luat în brațe pe nepotul ei, femeile din cetate au spus: binecuvântat să fie Domnul! Și ca să vezi, Obed a fost bunicul împăratului David, iar după mulți, mulți ani, salvatorul lumii noastre, Iisus, s-a născut în familia lui David. Nu e extraordinar ce a făcut Dumnezeu pentru această fată păgână care a ales să renunțe la idoli și să-i slujească viul lui Dumnezeu? Dacă și tu rămâi lângă Domnul, El va face ceva extraordinar și pentru tine. Haideți să împreunăm mânuțele și să ne rugăm. Dragă Tată din Cer, îți mulțumesc pentru această istorie fericită despre Naomi, Rut și Boaz. Vreau să fiu și eu de ajutor familiei mele și să fac lucruri frumoase pentru cei din jur, ori de câte ori pot. Te rog, ajută-mă în numele lui Iisus. Amin. Când îi de bunăvoie și cu bucurie îi ajutăm pe părinți la treburile din casă, noi lucrăm de fapt pentru Dumnezeu. Fiți binecuvântați, Domnul cu voi!